Sălciu a recunoscut că nu ar sta cu un bărbat sărac, să aibă cel puțin aceeași situație ca mine. Carmen de la Sălciu a explicat de ce bărbatul din viața ei trebuie să aibă o situație financiară cel puțin la fel de bună ca a ei. Carmen de la Sălciu și Culiță Sterp au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea muzicii de petrecere. Nimeni nu se aștepta ca ei să divorțeze, însă surpriza a fost și mai mare atunci când cei doi foști soți s-au împăcat, la mai bine de un an de la despărțirea oficială. Din păcate, la doar câteva luni după ce au făcut public faptul că se iubesc mai mult ca niciodată, cei doi artiști s-au separat din nou. Chiar dacă a suferit în relația cu fostul ei soț, Carmen de la Sălciu nu și-a pierdut încrederea că va găsi pe cineva cu care să rămână pentru totdeauna. Carmen de la Sălciu a recunoscut că nu ar sta cu un bărbat sărac, punct, întrebată de fan dacă ar putea avea o relație cu un bărbat care să nu aibă o situație financiară foarte bună, dar care o iubește. Carmen de la Sălciu a spus că i-ar plăcea ca partenerul ei să aibă cel puțin aceleași posibilități ca ea. Artista a motivat răspunsul pentru ca fanii să nu creadă că așteaptă să fie întreținută de bărbatul din viața ei. Mi-ar plăcea ca omul de lângă mine să aibă aceeași situație ca și mine. Și nu pentru mine. Pentru ego-ul lui, pentru a evita anumite discuții. Un bărbat dacă e mai slab financiar decât o femeie va începe să aibă frustrări pe care de cele mai multe ori femeia nu le va putea controla. Oricât l-ar asigura că situația sta sub semnul iubirii, el va simți nevoia să intre în competiție cu ea. Mie personal îmi plac acele cupluri în care nimeni nu mi-e parazit pe spatele nimănui. S-a existat un echilibru în gândire, în percepție, în idealuri, a scris Carmen de la Sălciu pe pagina ei de Instagram.